Bună seara, domnilor, domnișoarelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Luni, seara, ca de obicei, la Toaletele Sătmărean, l-avem invitat pe președintele PSD Satu Mare și managerul Nord-Vest TV, Mircea Govor. Am lăsat introducerea la o parte, pentru că toată emisiunea va fi așa o introducere mare în ceea ce o să urmeze în guvernarea PSD, PNL, UDMR. Spun așa pentru că astea sunt, până la urmă, procentele cu care s-a intrat în această coaliție, peste oare cei mai mult, pe urmă PNL-ul, și la cum arată lucrurile, PNL-ul o să tot piardă așa din procente și UDMR-ul care din viteză. Mircea, bun găsit. La început, hai să-i spunem la mulți ani celui mai iubit fotbalist și conducător de fotbal din județ, Ștefan Silaghi, că e ziua lui. Da. Mai întâi dăm voie să spun bună seara ție și telespectatorilor noștri, tuturor celor care ne urmăresc și pe Facebook. Da, la mulți ani domnului președinte al AJF-ului Sătmărean, Sisi, din 99, un prieten foarte bun al meu, a tău, adică e un personaj foarte pitoresc, e un om devotat total fotbalului județean, este omul care până la urmă a întreținut prin dăruire și vigoare și ambiție, a întreținut desfășurarea campionatului județean de fotbal, așa cum o știe toată lumea, pentru că e vorba de campionatul județean. Le-am pus pe o serie, le-a pus pe două, le-a sucit, le-a învârtit, le-a aranjat, în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită. Așa cum zice el, Google-aș, totdeauna să iasă bine. Acum, bun, hai și să vedem încă o dată îi spun la mulți ani și sănătate multă, fericire și viață lungă și frumoasă în slujba fotbalului sătmărean. Din păcate, un fotbal sătmărean care din ce în ce este tot mai jos. Adică el asigură echilibrul la județeană și de acolo echipele merg în sus, numai că se opresc destul de jos. Asta e nivelul până la urmă. Oricum, el are meritul. Dar nu vreau să facem o problemă prea mare din fotbalul sătmărean. Atât am vrut numai să-l felicităm la mulți ani. Pe Sisi și... Hai să vorbim că sunt lucruri importante. Astăzi e clar... Iar începem în viteză. Da, păi o luăm direct în viteză. Da. Nu în viteza legală, însă. Da. Nicolae Ciucă, ceea ce noi anticipam aici și tot vorbeam de vreo două luni de numele ăsta, Nicolae Ciucă, el va fi premierul României, cel puțin în prima parte a acestui mandat, pentru că e prin rotație, un an și jumătate e Nicolae Ciucă, după care un an și jumătate Marcel Ciolacu. O să discutăm despre această rotație în premieră în politica românească, dar și despre această majoritate pe care o face PSD-ul, PNL-ul și UDMR-ul, tot așa spune că Florina, e greu de la FSN încoace n-am mai avut 70%. Eu o să spun câteva vorbe vis-a-vis de subiectul ăsta, dar aș prefera să vorbim mai mult ce se va întâmpla în politica din Satu Mare, ce există la ora actuală în Satu Mare. Pentru că ce se vede la nivel național, toată lumea urmărește. Adică toată lumea știe. Dar eu vă pot spune, pentru că sunt mai în măsură, știu lucruri care probabil nu au apărut nicăieri. Adică azi am avut două ședințe de Consiliu Național, Politic Național, dimineață la ora 10 și azi după masă la ora 17, în care am aprobat în prima parte să se prezinte la negocieri cu propunerea de prim-ministru cu domnul Ciucă. Atunci dimineața s-a decis asta împreună cu toți colegii noștri. Am fost de acord să se meargă cu domnul Ciucă ca și propunere pentru la Cotroceni. Și așa cum ai spus, urmând ca după un an jumate, prin rotație să avem noi primul ministru. De altfel, noi am stabilit că o să meargă domnul președinte Marcel Ciolacu și până atunci, într-un an jumate, vedem ce se întâmplă. Acum, după masă, tot în Consiliul Politic Național, am aprobat lista cu miniștrii din partea PSD-ului, bineînțeles. Și urmând ca după
depunerea jurământului, care, din câte știu eu, va fi joi, să se intre direct în pâine. Probabil în zilele următoare se vor discuta și celelalte probleme vis-a-vis de secretarii de stat, prefecturii, subsecretarii de stat, directorii de agenții, da? Președinții de agenții. Adică lucruri care urmează. Acum asta a fost, de fapt, tema. Și, așa cum ai spus și tu, spun și eu, joi se va depune jurământul la Cotroceni, deci vom avea un guvern cu puteri depline, care trebuie neapărat să rezolve problema. De altfel, am și văzut, azi a apărut scandalul din PNL în care fosta ministră, sau actuala încă ministră la muncă, doamna Turcan, i-a reproșat la Câțu că a jucat banii la poker. Și din 26 noiembrie nu mai sunt bani pentru pensii și pentru alocații, ceea ce este rușinos. Adică un ministru muncii vine acum și spune pentru că nu mai e în guvern. E în echipa câștigătoare, dar fără loc. E fără loc, o reușit fără loc. Chiar și pe vremuri, ți-am mai spus eu. Mulți reușesc fără loc, dar orice s-ar fi întâmplat, mă rog, acum, așa să, de fapt, vezi tu cât sunt pretiniile, Florin, în politică. Până când îi faci pe plac unea sau altea. Când nu i-ai făcut, gata, nu mai ești pretin. Adică i-ai făcut de 100 de ori bine, odată n-ai reușit, ești gata, nu mai ești pretin. Da, mă rog, asta e alt subiect. Așa că noi săptămâna asta o să avem... Apropo de lipsă de bani, și ministrul Ceche trăgea un semnal de alarmă că trebuie rectificare repede de tot. Că, și probabil să, pe parcurs, normal, o să apară tot felul de chestii. Cât încet, încet o să aibă probleme. Am impresia că au făcut multe tâmpenii. Așa mi-am impresia. Se dă un nasări degeaba atunci la împărțeala banilor aceia din fondul de rezervă, pentru că, uite, acum stare și cineva de la PNL și poate că ar trebui să se sesizeze, apropo de Câțu. Că nu e doar așa o știre și o supărare, că e chiar un mare semnal de alarmă. Adică omul ăsta inconștient a luat niște bani doar ca să-și asigure lui președinția PNL-ului. Lucrurile astea trebuie să-și rezolve între ei. În momentul în care nou guvern își va intra așa, în drepturi depline, fiți sigur că atunci lucrurile se vor ști mult mai mult, adică se vor clarifica ce e la Ministerul Finanțelor, ce este la Ministerul Muncii, peste tot, adică nu o să fie, și Ministerul Muncii și Finanțelor sunt la PSD. Da, acum se spune cine a câștigat, cine a pierdut. Până la urmă nu cred că e mare neapărat că cine a câștigat, cine a pierdut. Asta e înțelegerea, nu? PSD are acum mai multe ministere pentru că a cedat premierul în primul Absolut. An și jumătate. Peste un an și jumătate va fi invers. Da, să schimbă. Am văzut aici și foarte mulți supărați care își dau tinichelele înapoi, că le-au primit de la Iohannis. Ai văzut? Păi foarte sigur. Mulți de ăștia care s-au supărat. Că doamne, Iohannis i-a trădat. Ai văzut sondajul de azi? Cam l-am și deschis. Și ce zic românii? Că jumătate dintre români vor un guvern PSD-PNL. Ăștia care probabil n-au Facebook. Românii care n-au Facebook. Nu, numai atât. Toți oamenii de bună credință și care au probleme. Probleme începând de la probleme financiare, probleme de sănătate, probleme sociale. Adică oamenii cu nevoi, toți înțeleg că aici, la ora actuală, trebuie echilibru, trebuie liniște, trebuie pace, trebuie să se asigure un guvern stabil care să poată să îi ajute pe oameni. Adică Ministerul Sănătății, sunt ferm convins de asta și vă garantez, pentru că domnul ministru Rafila a spus-o și în ședință și domnul președinte Ciolacu i-a cerut să bage medicamente în spitale, să se termine odată cu pandemia, să și intre oamenii normal, adică să va intra linie dreaptă. Bineînțeles, acum toată lumea știe și e normal să știe și chiar de aia și românii au votat peste 50% pentru un guvern stabil. Cei care au venit să salveze țara sunt e PSD-ul, adică, domnule, de-a lungul timpului, de fiecare dată, după toate tâmpenile ce le-au făcut cei de dreapta, au venit PSD-ul și le-au rezolvat. Inclusiv în 96-2000, același lucru, a venit guvernul Năstase, a rezolvat problemele. După ce a fost guvernul lui Boc,
iar a venit guvernul PSD, a rezolvat problemele. De-a lungul timpului, totdeauna, singurii care au avut grijă de pensionari, de angajații, în special de bugetari, inclusiv de medici, inclusiv de copii, au fost guvernele PSD. Am văzut și chestia cu actorul și actorii și au rolul lor, eu îi respect pe toți și n-am niciun fel de problemă. Radu Paraschivescu, scriitorul. Da, mă rog, și-au dat, i-au dat ăsta... Decorația înapoi. I-au dat decorația înapoi la Iohannis. Asta e problema lor internă, între ei. Eu nu știu ce afinități au avut, nu știu ce merite deosebit. Mă rog, e problema lor. Dar nu, chiar nu mă interesează. Ei, le-au dat... Doamne ajută. Pe de altă parte, da, tot același sondaj zice că președintele Iohannis e principalul vinovat pentru criza actuală și spun românii undeva mai bine de 35%. Bun. Hai să vedem. A forțat, președintele Iohannis a încercat și a forțat până la maxim guvernul lui, PNL-ul. Și-a dat seama că nu se mai poate. Și văzut că e și un merit al lui acum că... Care zice că Uniunea salvați România. Asta a fost Uniunea, salvați România. Asta a fost Uniunea, distrugeți România. Adică ei au fost cei care au distrus România. Ce să tot vorbim aici? Ce înseamnă USR-ul? USR-ul e o păcăleală. E o păcăleală totală. Asta mai trebuie să realizeze oamenii. E o păcăleală totală. Deci, efectiv, e o păcălit. Și mă uităm, dar uite-te numai cel care, cel care, de fapt, a înființat USR-ul, Nicu Șordan, primarul general, este o rușine. Este o rușine pentru capitala, în ce hal a ajuns capitala din cauza lui Nicu Șordan și a lui Clotilde Alman. Sunt două personaje care, din punctul meu de vedere, și-au bătut joc de Bucureștiai. Dar să și vedem sondajul curs. Acum PSD-ul are 38% și probabil 18% are PNL-ul. 18% PNL-ul și 11% USR-ul. Aurul a urcat la 14%. Da, Aurul o să meargă... Da, a fost simpatic astăzi, George Simion. S-a dus la Cotroceni. Imposibil Aurul să-i întreagă și pe PNL. Imposibil, da? Mă rog. Da, acum, de data asta, încă suntem departe de alegeri. Mai sunt trei ani. Crezi că rezistă guvernul ăsta? Eu doresc, Florin, liniște și pace în primul rând, echilibru, înțelegere și o guvernare în folosul oamenilor, în folosul cetățenilor. Dacă acest lucru se va întâmpla și oamenii vor realiza, și sunt ferm convins că vor realiza acest lucru, că iară din nou PSD-ul a salvat țara, sper, peste 3 ani de zile, să nu mai facă greșelile care le-au făcut în toată această perioadă în care pur și simplu au fost umiliți, călcați în picioare, umiliți total. Ce se va întâmpla la Satul Mare? Hai să facem niște previziuni legate de Satul Mare. Da, putem să discutăm. De Satul Mare chiar îmi face plăcere deosebită să discut și, adică, astăzi pot să spun că suntem, de fapt, aproape într-o nouă coaliție, încă nu s-a depus jurământul, dar într-o nouă coaliție, la nivel județean, PSD, PNL, UDMR. Acum, oricum, USR-ul mare lucru nu au în județ, că n-au primari, n-au... Au consilieri locale. Da, bun, acum, cred că mai mulți au PMP-ul, dacă nu mă înșel eu. La consiliul local nu are PMP-ul, la județ. Nu la consiliul local, vorbesc în județ, da. În județ, da. La consiliul local au 3, pare mi se, da. Consilieri, da, cam așa. Bun. Deci, e un subiect interesant, pot să spun. Da, o să pentru aveți majorități enorme. Pentru că în momentul când s-a format și Consiliul Județean și Consiliul Municipal, cele două partide au ținut cont de structura guvernamentală. Adică, pentru că ei doi erau în Parlament împreună cu USR-ul, au făcut o alianță la Satul Mare, greșită, am spus eu la vremea respectivă, ba chiar am fost destul de dur, nu îmi pare rău că am fost dur, asta e clar, că eu sunt, așa sunt eu. S-ai apărat partidul, până la urmă. Mi-am apărat interesul partidului și așa o fac de fiecare dată, n-am niciun fel de problemă. Acum, e normal că lucrurile se vor reașeza.
se vor reașeza din punctul meu de vedere, începând de la repartizarea prefecților la nivel național, subprefecților, directorii de concentrate, care normal că vor schimba un pic lucrurile. Și bineînțeles, atunci se va discuta și despre noile majorități, care probabil, pe parcurs, că nu se vor întâmpla azi mâine, printr-o discuție normală, civilizată, între toți actorii politici din județul Satu Mare, eu sper că se va ajunge la un consens. Adică, exact cum a fost la nivel național. Nu o să vin și eu să spun, acum eu o să vin să spun și eu ca și chele mea unor că, ce vreți, că PSD-ul în județul Satu Mare să rămână cu pantaloni mei, că nu o să fac asta. Da, bună. Că el a zis asta la nivel național. Dar nici nu vreau să... Adică să fim considerați sau să fim desconsiderați, mai bine zis, că nu o să... Bun, eu zic că asta spun, prin înțelegere, prin negocieri, dar totdeauna există loc de... Ați avut niște discuții așa, măcar să... Nu. Deloc? Nici nu. Eu am avut discuții așa, din astea așa... Mai, cum să spun... amicale, mai colegiale, că, na, colaborez cu ei, dar pe linie de partid am fost numai la o întâlnire cu liderii de grup, cu liderii grupului din Consiliul Județean și n-a venit Ionuț Oneț, că el e lider de grup, am mers eu și cu Cătălin, dar și-am discutat pe proiectul de ăsta, din ședință, pe proiectele de hotărâre din ședință, adică pe ordine de zi. Dar în rest, mare lucru nu. N-am discutat de viitor, de absolut nimic. Deci chiar îți spun sincer, absolut deloc. Dar știi că dacă era studiant... N-am discutat, pur și simplu n-am discutat. Dar nici nu era cazul, pentru că nu știam ce se va întâmpla. Acum, nu ai de unde să știi în urmă cu o săptămână, două, că vezi că în politică imediat se schimbă. Și n-am vrut acum să deschidem un subiect, adică la nivel județean. Eu am spus-o cu săptămâni în urmă, că dacă vom intra la guvernare, normal că o să vin cu... Da. O să vin. Mâine iar avem un consiliu... politic național, mâine dimineață. Deci, sunt fel convins că vom găsi soluții. Da, o să intrați la normalitate, nu cred. Da, eu cred că. Adică, toată lumea știe, eu am o relație bună. Eu nu m-am ascuns niciodată că am o relație bună cu UDMR-ul. Totdeauna am avut o relație bună. Deci, eu n-am avut niciun fel de problemă cu ei. Rămân încă și sunt fel convins că așa va fi, vom rămâne într-o relație bună și vom colabora. Adică nimic nu facem cu patimă, cu răutate. Adică fiecare trebuie să știe că își apără interesul partidului. Dar, din punct de vedere al colaborării, eu o văd bună perspectivă. Adică așa o văd. Da, cu siguranță, cum am văzut astăzi, dacă la nivel național se va întâmpla lucrul ăsta, cu siguranță că se va merge până la nivel local. Dacă și din ce am văzut eu... Marcel Ciolacu și depune candidatura pentru Camera Deputaților... Nu, asta e, nu-i puțin lucru, da? Ce spun acum. Ministerul Dezvoltării a rămas la UDMR cu ajutorul... PSD. Cu ajutorul lui domnul Ciolacu. Da. Păi dacă nu avea... PNL-ul deja ar fi tras preșul. Îți spun eu că îi trăgea preșul. Da. Deci, de asta trebuie să-ți dă cont. Da, nu, dar bine, sunt multe. Adică, eu totdeauna am fost optimist. În viața mea am fost optimist și încrezător. Nu, chiar mie nu-mi frică de provocări. N-am niciun fel de problemă. Adică, dacă mi-am fixat o țintă, de regulă o ating. Nu prea scapă. Da, păi multe au fost acum. Negocierile astea am văzut că cei de la UDMR au fost la un pat. PNL-ul ar fi fost dispus la un moment dat și
Câțu sau, mă rog, cei care au negociat ca să nu supere, să nu supere colegii de partid, au fost chiar la un pas să-i arunce peste bord. Sau ar fi renunțat la cei de la UDMR. Păi îți dai seama că erau cel puțin alea trei, două ministere. Că sportul... Păi oricum l-au tăiat în două. Tineretul a plecat la familie sau cu familia și sportul a rămas singur, săracul cu ăla o să fie sportul cu zero bani, ce ministerul păcii. Bun, acum nici tineretul n-a avut mulți bani. Dar în fine, e un minister, ministerul sportului, pe asta tot există nume, nu e problemă. Da, unele sunt agenții, unele sunt ministere, alții, la italieni, banii se duc la Comitetul Olimpic, eu i-am parte. Mă rog, de-aia am zis, sunt mai... francezau, că e o româncă. E o româncă, da, absolut. Problema e că cel mai interesant pentru liberal era Ministerul Mediului și dezvoltării era cel mai tare. Adică. Da. Și atunci, uite că s-a aflat PSD-ul să le apere interesul la UDMR. Adică, pur și simplu, am văzut o poziție cât se poate de corectă. E bine domnul, asta pentru satul mare, care a rămas cecat. Domnul Ciolacu a spus foarte clar, domnule, eu am mandat de la partid să negociez și să mergem în echipă cu toate partidele, nu mergem separat. Deci aici a fost chiar foarte, foarte E bine că au rămas până la urmă pentru satul mare, dacă stai să uiți așa, că a rămas ceche ministrul dezvoltării. Acum la mediu, ok, noi aici cam... Deci dacă vrei să spun chiar sincer, și chiar sunt sincer, e bine că a rămas la UDMR în condițiile în care suntem noi la guvernare. Adică că a rămas la UDMR cu noi la guvernare, deci e bine. Deci am mai și dacă vom avea și, prefectura Satu Mare, atunci va fi și mai bine. Ai mai spus asta cu prefectura. Ar fi un echilibru, acum sincer, fără nicio patimă. Sau... Eu din ce cred și ce știu așa... Cred asta că... Știi cum e? Cam Formula 1. UDMR-ul a cam luat și primele două... Nu cred că au... Nu cred că să-ți farmă UDMR-ul acum pentru postul de prefect la Satu Mare. Adică nu, chiar nu cred. Adică nu cred. Eu zic că sunt șanse. Sunt să avem prefectura 51%, zic eu, 51-49%. Bun, legat tot de miniștri PSD, poate face cunoștință mai bine cu încă ei. Se discută. Cine e domnul de la agricultură? Că e interesant numele. Da, vreau să spun că Adi Chesnoiu este un profesionist. Pentru Satu Mare. Sau? Dacă te m-ai întrebat, spun exact. Este un profesionist chiar excepțional. Adică a fost director general, ca să înțeleagă toată lumea, la FIR, pe România. Deci a fost șeful pe România, la FIR, la Fondurile Europene pentru Agricultură. El a fost până acum un an jumate, când l-au schimbat cei de la PNL. Acum, cei care l-au schimbat pe el abuziv atunci, că eu știu toate poveștile, acum vor fi chiar subalternii lui. Din câte mi-aduc aminte, și nu greșesc, au fost câteva meciuri și aici la Satu Mare, dar cred că nu greșesc. Adică mi-aduc aminte ceva așa, dar vag. Eu să zice că la fotbal și agricultură se pricepe toată lumea. Eu la agricultură nu mă pricep. Nu mă pricep și nu mă bag în asta. Chiar nu, dar m-a întrebat de Chesnoiu. Da. Adică Adrian Chesnoiu este un, spun eu, va fi un ministru excepțional. Asta am curajul să spun. Îl cunosc. Și chiar îl cunosc bine. Adică ne cunoaște foarte bine, dacă nu știu de unde ți-o vii, inspirație să mă întreb. Nu, că vreau să nu, că sunt nume care, sincer, la economie, e Marius Humelnicu. Am înțeles că a fost fotbalist la Oțelul Galați, dar că e un bun profesionist, foarte bun profesionist. Uite, pe Humelnicu nu-l cunosc personal. Bun, pe domnul Dâncu îl cunoaștem. A, bine, pe Vasile Dâncu... Am jucat fotbal cu el acum vreo 20 de ani. Da, nu, deci este bine, profesor universitar, da. Sociolog, adică... Nu cred că are multă nevoie de prezentare. Adică este un titan al politicii noastre, un om excepțional, un om echilibrat. Adică
cu care chiar am o relație foarte bună. Suntem într-o relație... Păi da, mi-aduc aminte, chiar pot să mă mândresc. Țin minte că eram noi, și noi mult mai tineri și el mult mai tineri. Și bun, acum, da, au fost alte, bun. Una e alta. Noi discutăm profesional. Bun, la finanțe, Adrian... Nu cunosc. Căciudă. Adică... Sorin Grindeanu îl știm, toată da, lumea știe. Bun, am fost nostru premier, am fost președintele organizației de la Timișoara. Mă cunosc cu el foarte bine. Este un om excepțional și el echilibrat, fost prim-ministru. Un om profesor de matematică, un om cu știință de carte, adică, deci un om excepțional. Uite, la muncă a surprins un pic, Gabriela Firea... Gabriela Firea a mers la familie și tineret, nu-mi dau seama. Marius Budăi. Și am înțeles că intră și ANL-urile la familie. La familie. Asta a fost o cerere a UDMR-ului, vezi cum se duc lucrurile. UDMR-ul a vrut un minister al familiei, cum e și în Ungaria. Acolo se ajută foarte mult familiile și, mă rog, se sprijină. Probabil să și potrivește la partidele de stânga, pentru că e vorba, mă rog, de aici... Să vedem, Victor Orban nu prea de stânga, dar... Bun, acum n-am eu treabă cu Orban, da. Eu am treabă cu România. Da. Ce mă bași pe mine la Orban? da, el e cu familia, cu... Dar nu mă interesează pe mine Orban, mă interesează... Gabriela Firea, vom vedea ce... Firea, într-adevăr, o doamnă excepțională, adică... Păcat că bucureștenii nu au apreciat și acum le pare rău că nu au rămas... Important e cine numără voturile, Mircea, știi? Aici e problema, din păcate, la noi. Ai văzut cum s-au numărat voturile? E cea mai mare problemă, din păcate, da. Și cu sondajele alea, mie mi-au dat cu virgulă acolo, dar mă rog, nu mai comentăm că asta e... Trebuie să vin cu dovezi și nu mai am filmulețul ăla cu număratul sacilor. Și mai cine mai a? Domnul Rafila, n-are rost să mai vorbim de el, că a fost toată pandemia. Îmi dai seama, profesor Rafila. Da, cam ăștia sunt miniștrii PSD. E o echipă foarte, foarte puternică și Romașcanu e la cultură. Da. L-ai uitat. Romașcanu de la da, cultură. Da. Așa e. Și vicepremier... Încă nu se știe. Nu se știe. Probabil mâine, nu știe. Gabriela Firea sau Sorin Grindeanu, nu? Din ei doi. Probabil. Am văzut o declarație interesantă. Mâine dimineață să va ști, pentru că în condiții normale trebuia să fie Marcel Ciolacu. Pentru un an jumate, până când să fie președintele partidului, cum e Kelemen Hunor, ăsta acum trebuia să... Așa era normal să fie. Marcel Ciolacu merge la Camera Deputaților. Câțul și atunci... Senat? Nu știu de Câțu unde merge. Am chiar citit aici pe Hot News. Nici nu știu, nici nu mă interesează unde merge Câțu. N-am niciun fel de problemă, chiar... Eu îi doresc drumul unde merg. Uite, știi ce e interesant la PNL? Da, e dezbinarea maximă. Dă-ne ideea, că nu-l înțelege dezbinătorul nimic dacă le amestecăm. Deci, în condițiile astea, s-a stabilit că mâine dimineață, până mâine dimineață, domnul președinte Ciolacu o să vină cu o propunere. De vicepremier. Dintre da, vicepremier, dar din actualii... Apropo de Sorin Grindeanu, am văzut o declarație astăzi a lui Victor Ponta, fostul premier. Am fost într-o echipă că deci peneliștii cam se despart, Orban vrea alt partid, nu știu ce, peneliștii sau socialdemocrații s-ar cam apropia unii de ceilalți. Victor Ponta se cere înapoi. Așa am înțeles-o din decât, dacă te uiți printre rânduri. Că s-ar vrea o reparație morală, că l-au dat afară după ce n-a votat... Acum, Florin, pe mine mă depășesc lucrurile astea. Nu, că, dar e interesant așa. Probabil, sigur. Acum, știi tu cum e, că... sigur, după ce... Da. A avut cuvinte frumoase în ultima perioadă despre PSD, sincer. Deci după ce pierzi viteză, după ce nu mai poți urca la deal în sus singură. Normal că ar fi bun să vină Moș Crăciun să te ducă în brață. Adică chiar nu știu. Deci eu am avut o relație, pot să spun, chiar foarte bună cu Victor Ponta. N-am nici ce să-i reproșez. De niciun fel. Da. Eu am mai spus-o. A fost un om, deci din punctul meu de vedere, a fost un prim-ministru foarte, foarte bun. Acum că au plecat cum au plecat atunci cu scandalurile, ăsta nu mă bacă, nici nu mă interesează subiect, că mă depășește, adică nu-i peste nivelul meu, e la nivel central. Deci de aia nu comentez. Acum dacă m-ai întrebat de ăștia de aici, din Satul Mare, care și-ar aduce aminte și ei că au greșit acum pe Ponta, dacă l-au dat afară din partid, atunci cu scandalul cu ăsta e altă treabă, nici nu știu și nu mă bag, deci nu mă bag de niciun fel. Nu mă dau cu părerea, dar ăștia lați care au plecat de aici, de bună voie și nezilii de nimeni, câțiva, și voi fi întrebat, eu să-mi spun părerea. Tot la timpul lor. Numai la timpul lor.
Bun, a fost... Când și-o aduce aminte, probabil, și-o avea un moment așa de... regret profund. Adică, până la lacrimi. Știi cât o iubit ei pe partidul ăsta care... i-au făcut deputați, i-au făcut consilieri județeni, i-au făcut pe unii primari, i-au făcut... Așa. Și pe urmă, uitat, că... O să domnule... Cum era aia, cu un genunchi, nu, în genunchi mă întorc la tine, știi cum era? Nu trebuie să întorc la genunchi. Important e, decât să se întoarcă în genunchi, mai bine să meargă în viteză înainte, pe drumul pe care și-l-au construit. Adică nu... A fost săptămâna asta, că tot am trebuit să vorbim și de chestiunile locale. Acum, cu formarea asta a guvernului, nimeni n-a mai pomenit nimic de concursurile de la învățământ. Aici, și știu că au fost unele nemulțumiri legate de concurs. Unii n-au fost chemați, alții au fost chemați mai târziu, alții n-au fost anunțați. Florin, subiectul învățământ, eu am auzit anumite discuții și anumite nemulțumiri și în special de când am preluat din nou partidul, îți dai seama că nu poți să minți, adică trebuie să spui adevărul. Te caută toți, te caută. Și e normal să mă caute, pentru că toți își pun speranța în președintele partidului dacă sunt anumite lucruri de, mă rog, de mulțumim sau ceva. Și da, au fost anumite lucruri neclare, la locul joia lor. Joia trecută a fost Ciprian Crăciun, care a spus-o și el, că el a aflat, era în drum și la 8 și dar 20. Dar acum eu spun un lucru. Toate la timpul lor și cred că lucrurile trebuie să intre în normalitate la nivelul județului. Exact cum am spus de bălelate lucruri. Tot așa spun și la învățământ. La învățământ am rugat-o pe Aurelia, care acum noua structură de conducere este secretarul executiv și fiind primar de oraș participă la inclusiv în comisii de concurs și eu am rugat pe Aurelia să se ocupe de subiectul ăsta, de partea asta de a inspectoratului școlar. La deconcentrate acolo l-am rugat pe Gabi și pe Ionuț să vadă cum stau lucrurile. Și atunci astea alte politice de București astea mă voi ocupa eu. Da, deci e conducere adică, colectivă, cum ar veni. Sigur, dar nu. Da. Noi suntem și tot timpul ne întâlnim, discutăm, adică e și normal așa să fie. Uite, așa se întâmplă și la București. De-aia e echilibru, liniște și pace la București. Pentru că se consultă oamenii, trei, deci conducerea se consultă când de luat decizii și, pe urmă, convoacă comitetul ăsta, Consiliul Politic Național, supune la vot și cine e împotrivă, e împotrivă, cine e pentru, e pentru. Adică așa trebuie să funcționează în democrație, așa funcționează partidul. Deci, eu nu am niciun fel de ambiții personale, n-am niciun fel de interese. Chiar mă interesează, un singur lucru. Să ne revenim și să ajungem din nou forța aia politică care care o vreau eu, adică sincer, care îmi place să cred că o merităm aici în satul mare. La nivel național, uite că după un an de zile, cred că nu cu mult drag, dar președintele Iohannis v-a recunoscut valoarea până la urmă urmei, că v-a dus la guvernare. Păi, auzi, vreau să spun ceva. Au aruncat prosopul Iohannis. Da. N-ai cum să o reiei asta. Auzi, eu aruncat prosopul lui Câțu. O zis, domnule, nu mai dați el că e mort. Adică, haideți să-l salvați. S-a salvat și pe el. Adică, asta cred în final. Dar nu, intru la mânuție, că acum suntem... Nu, dar asta e. Acum PSD-ul va fi brusc frecventabil. Și asta e întrebarea. De ce PSD la România stânga nu e frecventabilă când Germania câștigă stânga, în altă parte... Nu, Florin, e un lucru care... E bine. Eu vi-l explic că nu e mare lucru. Că oricum nu ne aude nimeni. Tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului împotriva PSD-ului au fost foarte bine regizate, pregătite, finanțate de anumite zone, din anumite zone, să nu spun. Bine, partide politice
ONG-uri și oameni care trag sforile. Da? Și vezi tu cum e că deci, ați mințit poporul cu televizorul. Cel mai multe lucruri și cel mai multe acțiuni împotriva PSD-ului au avut loc, bineînțeles, în special în București, au fost preluate de mass media și e dreptul lor și corect au făcut, adică nu că au ținut parte cuiva, dar au văzut toată lumea. Și Iohannis a fost unul dintre vectorii cei mai importanți și mai vehemenți împotriva noastră. Eu nu zic că a făcut-o din convingere și sunt ver convins de asta și de acum și dă seama că a greșit. A făcut-o dintr-un interes politic. Adică a vrut să-l copieze pe Băsescu. Dacă ții minte, Băsescu, după ce a câștigat alegerile din 2004, a vrut să explodeze PD-ul, să devină primul partid din România, cel mai puternic, cel mai tare, ca să ăsta. Numai că ce se întâmplă? Vezi tu când forțezi lucrurile la infinit. Așa a vrut și Iohannis. Partidul ăsta, guvernul meu, cu oamenii lui, cu treburi de genul ăsta. Uite că nu a funcționat. Exact acolo a intrat ca și Băsescu. Dom'le, PSD-ul este un partid așezat. Așezat, cu o doctrină foarte stabilă, foarte bine conturată. Adică un partid care e făcut pentru oameni. Adică niciodată nu o să vezi că PSD-ul le taie drepturile la oameni. Niciodată. Niciodată. Adică totdeauna au fost cei care au ajutat. Cei care au venit în întâmpinarea problemelor cetățenilor. Pe când ceilalți de dreapta, nu vezi, taie aia, de la afară pe ăla, fă pe aia, nu știu de ce. Dar bine, tot e pregătit, e aranjat și... Se vor întâmpla lucrurile astea, că am citit aici. Crește salariul minim la 2550 de lei, 40%... Da, absolut. Deci acum n-am avut pensia timp... Pensia minimă... Florin, n-am putut acum seara să am aici... Deci toate măsurile care se vor implementa imediat după ce va intra nou guvern. 70% din măsurile din programul de guvernare sunt 75% sunt măsurile impuse de PSD. Adică sunt măsurile în favoarea oamenilor. Astea sunt 75% din actualul program de guvernare. Alea late ce au rămas de la PNL, încă și ales așa, mă rog, dar aproape toate au fost scoase din programul de guvernare a PNL-ului și introduse cele care sunt pentru relansarea economică, pentru că vor fi 7% din PIB va fi repartizat pentru investiții. Adică e chiar sănătoasă treaba. Și nu mai spun salariul minim pe economie, pensiile, alocațiile, vezi că vor fi 600 de lei pentru copiii de la 0 la 2 ani. Adică vor simți, adică vor fi măsuri foarte, foarte bune. Deci... 243 pentru copiii din a doua vârstă, de la 2 ani în sus, la 13 alocație pentru copiii cu dizabilități. Unde nu mai spun la pensionari, în luna ianuarie li se va da 12.000 de lei la fiecare... 1.200 de lei. Scuză-mă, 1.200 de lei. 12.000... Bun. 1.200 de lei, da. Va fi acum. 1.200 de lei. Oricum, mâine am și zis și am stabilit că mâine seara ne vedem aici cu Eugenia Sabău, pentru că ea va putea explica mult mai bine da. Ce se va întâmpla cu pensiile. Aurele. Deci Eugenia, da. Da, cu ea și, de asemenea, apropo tot de perioada asta, pentru că am citit că s-a schimbat și directorul la DSVSA, miercuri vine la Nicolae Dumuța, directorul de la DSVSA, să vedem cum te împorci, ce face mâine, în decembrie, e luna da, deci, interesantă. Acum... Asta e, mă rog, acolo vezi că a fost și pesta porcină, au fost mai multe lucruri. Asta nu. Dar, din punctul meu de vedere, și aici chiar îți spun că am încredere, în nou guvern, chiar dacă este condus de domnul Ciucă, care de fapt este un militar de carieră, profesionist,
Un politic, numai acum, de puțin timp, a intrat în PNL, probabil a intrat în PNL că i-a cerut președintele Iohannis, altfel nu cred că intra în PNL. Noi știm de la Satu Mare, era într-o relație foarte bună cu domnul Ioan Mircea Pașcu, adică fostul ministru al apărării. Mira, că așa, un militar în general să fie liberal și de dreapta, mai greu, da? Cum spui tu, da, probabil că a intrat la cerința președintelui Iohannis, da. Mă, dacă vrei să-ți dau și așa un pronostic pe viitor, adică o previziune, eu zic că în 3-4 luni îl face și președintele PNL-ului. Așa. Și candidat la președinție. Da, nu știu dacă... Aia nu, deja aia nu mă bag. Dar eu zic că Câțu va avea soartă destul de urâtă. Din punctul meu de vedere politic. Lui... Și dacă a făcut măgării la Ministerul Finanțelor, dacă cumva... Cum poți să spui așa? Ce ar fi fost în PSD dacă unul dintre oamenii importanței partidului venea și i-a acuzat președintele că a jucat, cum să spui așa, a jucat banii de pensii la poker sau la ce? Foarte grav ce a zis, ce s-a întâmplat acum seara. Deci Raluca Turcan asta, deci de aici eu am dedus, nu știu dacă e adevărat. Am dedus că Raluca Turcan știe că ăsta este un împătrimit de poker. Adică după alcool și după mirositoare, dă și la poker. Adică eu asta am înțeles. Sau înțeles, tu ai înțeles altceva? Probabil că ea știe ceva mai multe. Când m-am dat, asta zic. Nu, numai asta puteam eu să... Dar nu, chiar nu. Eu nu pot să-l acuz de nimic. Nu, n-am de nu. M-am căutat aici postarea, dar nu e... Chiar nu știu. A dispărut postarea de pe pagina Raluca Turcan, dar... A, e pe toate. A dispărut? E pe Facebook. Eu nu sunt prieten cu Raluca Turcan, doar am căutat pe Facebook. Nu ești poate... prieten, Florin, dar nu, cum se poate? Așa ceva chiar să fie rușine. Ești umbli în județul Sibiu. Da, umblu Sibiu, dar nu, uite, acum dau adaugă, vezi că poate o să-mi apară și mie. Da, nu, eu umblu mult în județul Sibiu, dar nu, sincer. Da, a fost odată. Da. Asta e. Cred că e bomba serie. Deci, Florin, cam astea sunt lucrurile. Cam astea ar fi. Asta poate, nu știu... discutăm un pic și de echipa Faniona a municipiului, a orașului. Îmi pare rău, da, se vadă lumea. Da, 1-1, da, n-au și care rău. Deci, remiză echitabilă sub Măgura. Adică, tot un sădmărean de al nostru, adică Dacian Nastai, nu? El e antrenor. Da, el la Șimleu, da. El la Șimleu, nu? Și cu fostul tot colaborator de al nostru aici. Da, cu Tibi. Nu cu Tibi, cu Gurzău, da. Cu Gurzău, da. Da, 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 da. A avut meci cu... Au condus ai noștri cu 1-0, a dat Brata gol, care a jucat și la Șimleu, a jucat și la noi. Da. Da, un meci echilibrat până la urmă. A dat Mansurov foarfecă, fostul jucător de la Poli Timișoara, cred că e marca înregistrată. A mai avut o foarfecă. A trag speranță, cred că se vor salva până la urmă anul ăsta și pe urmă să vedem ce o să Nu vreau acum să te supăr pe tine, Florin, că te ești prietenul meu și... unul dintre cei mai buni colaboratori ai mei din redacția noastră, dar nu am crezut că Pierre este la Arad. Nici eu. Să cred să glumesc niște. Acum, sincer. Da. Chiar n-am da. Crezut că Pierre este la Arad. Nici eu n-am crezut, dar se întâmplă. Se întâmplă? Da, pentru că și erau, au avut fetile întindere. Nu. Noi am avut, deci a fost o perioadă de pauză, după meciurile din preliminarele campionatului european. Știi că se zice că într-o perioadă a lungii fetele... După pauză, după da, pauză. Avem o problemă să nu joci aveți cu ele. Avem o problemă. Și, da, să n-ai alte probleme cu... Da. Și am avut 3 jucători la loturile naționale. Au fost niște chestiuni pe care nu le comentez. 2 dintre românce care au fost la lotul național, Dor Ardelean și cu Marta Fodor, au ajuns abia pe miercuri. Pentru că ale noastre au jucat în Spania, dar din Spania au zburat, eu nu știu cum mama avioanelor n-au găsit cursă directă Spania-București, au trebuit să zboare Spania-Istanbul, Istanbul-București și de la București ne-au trimis 9 împachetate pe miercuri și noi sâmbătă am avut meci. Bun, nu e o scuză. A mai fost și o altă chestiune, că s-au mai dat niște libere, o să analizăm, dar nu e o tragedie, dar oricum n-a picat bine. Oricum ei au meritat victoria, a jos plăria pentru ei, Arad oricum nu e, să zicem așa, că nu e Ferentari. Bun, am înțeles, dar nu ne așteptăm. Mă rog. Dar nici noi nu suntem zmei-zmeilor, stai liniște, deci nici... Am câștigat cu șef și chestia e că ne-am crezut deja câștigători de Euroligă. Da. Nu, e de muncit. Văd că Clubul Sportiv Satu Mare e campionă națională Floreta. Da, ne revenim. Și-a luat bronzul și la juniori. Da, felicitări lui și antrenorilor.
N-a mers AG pe fentă sau ce? Că dacă tot ai dat-o pe sport, măcar ultimele două minute. Păi, acum, ultimele două minute vorbim sport, pentru că politica am vorbit și eu toată zic că... Toată lumea vorbește de oferta lui Burleanu către Hagi. A fost sinceră? Deci, tot așa a fost pe fentă. Adică, o zic, domnule, ia, hai, deci, bă, Burleanu aici a avut o inspirație. Adică, e mai mult politician decât cum. Nu vreau să spun, am vrut să spun, au avut o inspirație politică, de exemplu, mai fac și eu câteodată, făceam, am nu mai fac, am făcut, așa. Adică, i-a oferit funcția asta de antrenor la Națională din două motive. Unu, știind că nu va putea veni, că fiind acționar acolo, nu, e greu să-ți lase clubul, cheltuit atâția bani, n-avea cum. Și era incompatibil, nu putea. Doi, știind că cei din generația de aur, bun, acum eu zic că e prea mult spus de aur, pentru că nu au luat niciun aur nicăieri. Echipa de handbal, a lui Marele Gruia, Gațu și aia, au luat... Birtalan, ei au luat aur, frate. Deci, ea, într-adevăr, a fost campion mondial. Dar echipa de fotbal, mă rog, s-a calificat la... a jucat bine la campionatul mondial din America. Da, e regulă. Deci, din punctul ăsta de vedere, dar nu a fost campion mondial. Ea, după ce a murit Prodan, a avut a avut o înțelegere că cei din generația de aur nu mai discută cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Ilie Dumitrescu, la o emisiune televizată, l-a lăudat pe Burleanu că l-a chemat pe Hagi la asta. Și de aici... Și de aici controversele. Adică Burleanu un pușcat de iepuri, adică au zis, bă, tu nu vrei să vii? Uite, eu ți-am dat. Nu poate ieși nimeni. Acum, dacă ori pe cine îl întrebai dintre mari susținători a echipei de fotbal, inclusiv naționala de fotbal, inclusiv pe mine, spuneam că Hagi e cel mai bun. Și acum o spun. Adică au făcut atunci, în 2001, ăsta... Da, între 2002 am mușcat barajul și... Sau 2002, da. Atunci, săracul nu ieși, de era și tânăr. Dar de atunci, a acumulat experiență, a făcut un club, și-a mai spus-o și la emisiunea trecute, care pur și simplu țin fotbalul românesc. Jucătorii, foarte mulți jucători de la Națională, de la echipele bune, de la asta, toți au trecut pe la el, deci au crescut acolo. Burleanu le-a rezolvat problema. O zis, Hagi, nu-i să fiți tu sănătos. Eu te-am chemat, eu am vrut, tu n-ai putut sau n-ai vrut, de aceea cu voi am încheiat subiectul. Nu mai puteți să reproșați mie nimic. Că vă certați voi între voi, e problema voastră. Nu, acum mi-a rezolvat problemele cu cei cu care pot rezolva problemele. Edi Ordănescu să fie. Da, nu, scriu aici, nu știu, câte azi, 22. Eu pun un nume, Edi Ordănescu, tu ce spui? Eu spun la fel. Și spun de ce. În primul rând, Burleanu a avut o relație foarte bună cu Anghel Iordănescu. Cu tata Puiu. Cu tata Puiu. Doi, Edi Ordănescu prea ușor o renunțat și la bani de la Steaua, de la pomană, cum zicea Gigi. Și nu știu dacă nu-i vreo, a fost o înțelegere prin spate ca să iște această mișcare. Păi da, și trimis avocatul în secunda 2, da. Asta, să săriște acest scandal ca să nu mai fie sub contract aici. Nu pot să zic așa, dar e posibil. Vom afla, nu păstăm mult timp. Și atunci au zis, domnule, hai să-l punem pe... Eu îl puneam pe Gigi pe Calinea. Gigi, ce schimbări a făcut ieri. I-a ieșit la Eu vreau să spun ceva. Eu m-am stresat la meci, că eu țin cu ei. Acum trebuie să recunosc. Eu am ținut cu Steaua de când mă știu. Adică eu, FCSB-ul, consider Steaua. Nu-i asta ce joacă... Mie mi-e rușin să mă uit la ăștia, nici nu mă uit. Ăștia care cheltuie bani armate. Da, păi acum sper, uite, chiar îi zice la Dâncu să clarifice treaba. Chiar ce o să facă? El e cu CFR Cluj. Să dea bani la Steaua. Asta-i tare. Asta-i tare, nu m-am gândit la asta. Asta chiar e tare.
Aoleu. Asta e tare. Da, e tare, da. Poți să-i o spui, da. Nu zic că mulți clintite la satul mare. Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic, gata. Am încheiat subiectul. Am încheiat subiectul fotbal. Ne vedem mâine seara cu Eugenia Sabon. Nu intru cu nimeni în conflict pentru ce. Eu țin cu echipa națională, pe primul loc, pentru mine echipa națională. E clar. Pe locul 2, în România, îi FCSB. Când era Olimpia în divizia A și în divizia B, pe primul loc era Naționala, pe locul 2 era Olimpia. După aia era FCSB, sincer spun. Eu am ținut cu Olimpia de când mă știu. Bine, am și jucat fotbal la ei, am fost și președinte atâta timp. Deci nu, de chiar eu am ținut cu Olimpia. Și acum, dar cu ăștia din județ, acum țin cu ei, că i-am mai ajutat și am mai discutat cu ei. Dar na, acum nu Sprea jos ca să zici că e echipă fanion a orașului. Da, e echipă fanion că îi poartă numele. Da. Asta e. Ne vedem mâine cu, apropo de fotbal, să mai zicem că și Fabian Florin a făcut 0-0 cu Ripensia, cu Poliaș, dar într-un meci în care au ratat vreo 5 ocazii. Am ținut pumnii, asta e. Sperăm să și câștige o dată acasă, dar e neînvins acolo și nici n-a luat gol după 3 etape. Și îi ținem pumnii. E un antrenor care merita mai mult de apreciere la satul mare. Ne vedem mâine. Nu prea sunt echipe în satul mare, așa că nu au loc în satul mare. Da. Și, mai au o hibă. El va avea o surpriză pentru mai noi. Mai au o hibă, dar nu o spun. Da. Știi ce am vrut să spun? Știu eu care e hibă. Da. Da, așa. El o să aibă o surpriză pentru noi în august. Și a scris o carte pe care o să o lanseze în luna august. Sper să vină în studio aici. Olimpia 100, normal. De ce putea să scrie altceva decât Florin, lunia viitoare, până atunci lucrurile vor mai evolua. Sau marța viitoare, că luni s-ar putea să rămână în București încă o ne vedem marța viitoare. Da, cât e? Stai un pic. Nu, pe aia zic că e 30, 29, 30. Sfântul Andrei vine 1 decembrie. 1 da. Decembrie în ce zi? E miercuri. Miercuri? 1 da. Decembrie? Și, a. Facem un spectacol aici. Încercăm să avem surprize pe 1 decembrie. Da, pentru acreditarea Sătmăreană. Dar ne mai povestim săptămâna asta și ținem la curent pe Sătmăreană. Poate ne vedem și joi seara dacă se face guvernul sau ne auzim la telefon. Atunci, cu siguranță, o să ai mai multe amănunte. Eu sunt la dispoziția voastră, dacă domnul, se face guvernul... Domnul coleg, sunt la dispoziția voastră non-stop. Adică... O să avem... Sper să fie o înțelegere cu PNL, UDMR, PSD, ca să avem păreri de la fiecare joi seara în emisiune, după ce se anunță guvernul. De la mine o să ai, ceilalți... Vedem. Da. Dacă răspund la telefon. Nu dacă răspund la telefon. Răspund la telefon. Seară frumoasă, ne vedem mâine la 20. Numai bine, fiți sănătoși, rămâneți cu Nord Vest TV.